Timișoara a mai pierdut 2 fotbaliști în favoarea lui Dinamo. Câinii i-au transferat pe Buia și Dobrosavljevici de la LPS Banatul și Poli ar fi vrut jucători de la liceul cu program sportiv. Eu aș vrea să vină de la Banatul, de la liceul Banatul, să nu se mai tranzacționeze carne vie. Mi-aș dori foarte mult să vină cei de la Banatul, să ne înțelegem cu Banatul, să câștige și ei bani și noi și să câștige fotbalul bănățean. Să nu mai se tranzacționeze pe bandă rulantă toate valorile pe la Dinamo. Până să reușească să ia fotbaliști de la LPS Banatul, Poli are de plătit 600.000 de euro impresarului Cristi Aupria. Suma reprezintă comisionul impresarului pentru transferul lui Torje la Dinamo din urmă cu 3 ani.